Bună ziua tuturor, bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul lunii februarie pentru Zodia Taur, ascendent Zodia Taur. Oamenii mei dragi, fiind o etalare generală, vă reamintesc că să luați doar mesajele care vi se potrivesc, da? Care simțiți că este al dumneavoastră. Haideți să vedem. Dacă nu v-ați înscris încă la canal, vă sfătuiesc să o faceți. Este gratuit, este ușor, apăsând pe clopoțel, veți primi notificări pe parcurs cu etalările care le voi distribui. Și dacă doriți să-mi dați un like, vă mulțumesc pentru acest lucru. Este un semn de mulțumire pentru munca care o fac, pentru timpul care îl dedic și pentru interesul care îl dedic pentru dumneavoastră, sincer. Haideți să vedem. Zodia Taur, ascendent în Zodia Taur pentru luna februarie. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, pentru Zodia Taur, ascendent în Zodia Taur, ce va fi în această lună februarie? Ce va aduce această lună februarie pentru Zodia Taur? Cred că va aduce iubire, armonie într-o relație, poate colaborare cu o persoană, un contract cu o altă persoană. Haideți să vedem. Ok. Wow, uitați, a vrut să iasă, am să le iau. 10, 10, 9 de monede. Eu am să le păstrez. Haideți să vedem. Pentru Zodia Taur, ascendent Zodia Taur, ce vor să mai iasă, ce va fi, cum va fi această lună februarie. Pentru, ok, haideți să vedem steaua, ce frumos, poate intrați în legătură cu Zodia Vărsător și cu un bărbat în Zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Vedem ce mai vrea să iasă pentru Zodia Taur, ascendent Zodia Taur. Wow, cum spuneam, wow. Dacă nu aveți o relație, veți cunoaște persoana iubită destinată vouă în această lună, să știți. Doiul de cupe cu steaua. Sau în ce privește o colaborare, veți face proiecte pe termen lung, veți lucra la acel proiect, veți avea inspirație divină, protecție. Tot ce ați oferit va veni în viața dumneavoastră înapoi. Haideți să vedem Zodia Taur, ascendent Zodia Taur. Să vedem ce mai vrea să iasă, că eu mai vreau să ascult. Pentru Zodia Taur, ascendent Zodia Taur, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip. Ok. Ok. Haideți să vedem, oamenii mei dragi. Regele de cupe îmi spune că un bărbat aici este grijuliu și atent în ce privește familia, o persoană onestă, o mână de ajutor. Analizează familia sa, se gândește la familia sa, este grijuliu în ce privește familia sa, să dea o mână de ajutor, să fie o ghidare, să fie un sfătuitor, poate chiar și o mână de ajutor. Văd aici 10 de cupe. Poate intrați în contact și cu personaje născute în semn de apă, scorpion sau pești, 10 de cupe. Văd o familie fericită, unită, o familie armonioasă, unde există bucurie, unde există lumină, există serenitate, armonie. 9 de cup, monede îmi spune că veți culege roadele muncii dumneavoastră. Veți fi mai echilibrați în această lună februarie. În ce privește fizicul dumneavoastră, dacă ați avut probleme de sănătate, văd că vă veți simți echilibrați, vă veți simți foarte bine, vă veți vindeca. În ce privește mentalul, spiritul, același lucru, văd că veți fi încrezător, veți fi foarte independenți și în același timp vreau să spun și că poate vă veți cumpăra ceva frumos vouă sau ceva care vă atrage, poate o schimbare de look, poate chiar și o odihnă, un moment de odihnă, da? Un moment de încredere.
veți culege abundența, veți culege multă abundență, să știți. Și chiar că, adică 9 de monede cu 10 de monede îmi spune că veți pune bani deoparte, veți face investiții pentru casă și pentru familie. Și văd că veți fi în centru atenție, văd că veți fi, va fi foarte multă stabilitate în viața dumneavoastră în ce privește familia, în ce privesc investițiile, la job, la locul de muncă, și văd persoane care colaborează în armonie, sunt unite. Și Steaua îmi spune aici că veți avea parte de o reînnoire, o vindecare, cu mai multă speranță, și să aveți speranță pentru că veți ajunge la această stea într-o bună zi și să aveți speranță că aveți persoane care vă ajută. Văd că aveți foarte multe persoane în jurul dumneavoastră care vă pot da mână de ajutor, și văd că energia dumneavoastră se vindecă, se reînnoiește. Și veți da la spate ceea ce nu mai aveți nevoie, da? Pentru că văd că se vor termina și veți termina și un ciclu, da? Și aici îmi spune că există mai multă speranță într-o colaborare la locul de muncă sau într-o relație de iubire. Vă veți deschide din nou inima acestei persoane iubite, îi veți mai da o șansă, veți comunica foarte bine, veți da mai multă atenție, mai mult timp persoanei iubite. Și văd că există foarte mult altruism și este persoana visurilor voastre, este persoana pentru cei singuri, veți cunoaște persoana visurilor voastre destinată vouă. Și văd foarte mult entuziasm și senzualitate chiar. Aici văd totuși o femeie în semn de aer, gemeni, balanță, vărsător, o femeie cu care veți intra în contact sau poate veți primi mesaje din partea acestei femei, poate care lucrează într-o instituție, sau veți primi poate din partea unei șefe, poate din partea unei persoane care colaborați la locul de muncă sau poate din partea unei persoane spirituale, de ce nu? Văd, vedeți acești doi porumbei, veți primi mesaje și vești din partea acestei femei și văd că foarte multă creativitate, foarte mult, cum să zic eu, poate chiar dumneavoastră veți fi această femeie care vă veți ridica și veți spune ceea ce doriți, veți spune pe bune ceea ce vreți. Și vă veți face mai respectați și vă veți cere drepturile, să spunem. Vedeți ce sabie are în mână? Dorește să facă dreptate, dorește să se protejeze mai mult. Da, și văd foarte multă creativitate din partea dumneavoastră pentru a face un drum sau de la drum. Văd foarte multă comunicare. Haideți să clarificăm pentru voi, Zodia Taur, să vedem aceste cărți și de ce și cum. Haideți să vedem. Zodia Taur, două femei. Wow! Bă! Dumneavoastră cu altă femeie. O femeie în semn de pământaur, fecioară, capricorn, poate aveți chiar și un copil și văd că veți primi parte, veți primi comunicare din partea unei femei în semn de apă, rac, scorpion sau pești, sau poate din partea unei surori sau din partea unei femei drage din familia dumneavoastră. Veți primi ajutor din partea acestei femei, dar văd și o rivalitate între voi două, dacă sunteți femei, dumneavoastră cu anumit cu altă persoană. Văd o rivalitate, o gelozie, da? Pe o altă femeie. Și văd aici că e nevoie de forță, sunt anumite secrete la mijloc și lucruri ascunse și e nevoie de lupte și de forță. Există o gelozie, cum spuneam mai devreme, poate chiar și o pierdere de bănuți sau ceva vă disperă. Poate veți afla că există cineva gelos pe dumneavoastră din partea unei femei din familie și veți afla că sunt anumite secrete la mijloc și văd că e nevoie să depuneți forță, să luptați. Și din cauza acestei gelozii, dar acest lucru în același moment văd că vă blochează, vă duce la un blocaj mental, la o disperare, pentru că văd că vă va bloca și vă veți simți victimizați, da? Vă veți simți victimă din cauza acestor lupte din partea unei femei
din cauza anumitor secrete. Și aici îmi spune că din familia dumneavoastră un bărbat în zodie de foc, berbec, leu, săgetător, văd că poate veți intra în contact cu acest bărbat și e nevoie să fiți atenți la evenimente și persoane din partea familiei pentru stabilitatea familiei. Poate veți merge la un medic sau veți avea de-a face cu un medic sau o persoană care lucrează într-o instituție, un jurist, se cere atenție în ce privește investițiile sau în ce privește stabilitatea familiei, în ce privește sau poate chiar o persoană din familie, pentru că văd că sunt anumite dificultăți. Haideți să vedem de ce a apărut steaua aici, vedeți? Nu degeaba. Haideți să vedem. Dar un bărbat aici vă va ajuta, vă va sări în ajutor, bineînțeles, dacă îi cereți ajutorul. Când există legea liberului arbitru, că nici îngerii nu vor intra, nu vor acționa dacă dumneavoastră nu cereți ajutorul. Haideți să vedem steaua. Steaua este vindecare, speranță. Zodia Taur, ascendent în Zodia Taur. Să aveți constanță, zice, că vă veți avea parte de afirmare, de reușită. Veți reuși să știți să treceți peste probleme. Acolo în oraș unde merge sau în grupul de oameni unde veți merge, vi se spune că vă veți afirma, dar cu constanță, să fiți constanți și să fiți perseverenți, că veți avea parte de reușită, de afirmare. În ce privește familia, veți aduce la un echilibru familia dumneavoastră, armonie. În dorințele dumneavoastră, ceea ce doriți să faceți, veți avea parte de reușită. În ce privește doiul de cupe, văd că veți da la spate acele furtuni sau acele discuții, certuri, că nu ați avut o perioadă tocmai sau vor fi anumite dezechilibre, să spunem așa, sau va fi un pic de furtună, dar văd că veți da la spate pentru că există aici o tranziție. O tranziție cu speranță. Și în ce privește relația de cuplu, poate veți face un drum și vă veți simți echilibrați, vă veți simți foarte bine cu această persoană, va veni zâmbetul pe buze, va aduce armonie și speranță în viața dumneavoastră, persoana iubită. Aici, optul de monede. Veți primi vești. Nu, era regina de spade. Veți primi, deci, regina de spade. Regina de spade văd că este mai independentă. Sau în ce privesc bani, investițiile. Văd aici o femeie care va fi mai rigidă și va dori să fie mai independentă, să fie mai puternică. Sau cred că va trebui să controlați investițiile dumneavoastră. Veți controla și mai mult emoțiile. Veți fi ca o regină de spade, adică mai mult mentale. Și vă veți apăra contra persoanelor rivale sau geloase. Vă veți apăra și vă veți spune punctul de vedere, poate va fi mai direct, dar văd că poate veți fi mai directă, dar veți fi onestă. Poate veți intra în contact și cu femei în semn de vărsător, gem în balanță și această femeie ce vă va spune poate va duce la o rigiditate din partea ei sau din vina ei, vă va aduce să fiți mai rigizi, dar să fiți mai independenți, să spunem așa. Veți controla emoțiile, dar și banii. Da? Există aici, poate chiar neastră sau poate chiar neastră veți fi această femeie care veți controla emoțiile sau bani, investițiile. Sau în ce privesc relațiile. Dar vreau să vă transmit că 8-ul de bețe va veni o schimbare în viața dumneavoastră, multe drumuri, foarte multe comunicări care va trebui să țineți pasul cu o bucurie, cu o veste de bucurie unde veți petrece, unde vă veți bucura. Deci vor veni aceste mesaje în viața dumneavoastră sau din partea unei instituții. Dar o bucurie, o schimbare fericită care vă va aduce bucurie, care veți petrece și vă veți bucura. Haideți să vedem. Da, deci cum ziceam, bucurie, ia uitați.
Ia uitați ce multă lumină și multă bucurie va veni viața dumneavoastră în această lună. Vă veți lumina inima. Se va face claritate, se va aduce lumină în viața dumneavoastră. Veți avea multă bucurie. Veți fi mai optimiști. Să aveți speranță, încredere, că totul este perfect așa cum este. Da? Acestea sunt mesaje din partea îngerilor pentru luna februarie. Bucurie și speranță. Totul este perfect așa cum este. Aprindeți o lumânare și aveți încredere în divinitate. Wow! Și să abandonați anumite lucruri care nu mai aveți nevoie. Abandonați supărarea, abandonați ura, abandonați frustrarea. Abandonați suferința, încercați să iertați, știu că nu e ușor, dar e nevoie să abandonați acest lucru pentru a veni bucuria în viața dumneavoastră. Că altfel, dacă nu veți abandona, nu știu dacă veți fi fericiți. În ce privește uniune? Nu știu pentru cine mesajul, dar dumneavoastră știți. În ce privește uniune, spune un abandon sau să lăsați, cred că să nu mai controlați o relație. Sau să nu mai controlați, da, să nu mai controlați o relație. Să aveți încredere că totul este așa perfect cum este. Au ieșit două. Îmi spune așa, 5, poate pentru unii cifra 5, 15, 2 și 4 are un rol important pentru voi. Spune așa că a venit momentul ca tu să iei în mâinile tale comanda, să comanzi, să fii un lider. Și curajul pentru a demonstra lumii, ești mult mai puternic decât gândești. Deci în această lună va trebui să comandați, să luați în puterea mâinile dumneavoastră, să decideți viața dumneavoastră, să fiți puternici, da? Cum era această regină de spade. Și acest mesaj zice că tu ești arhitectul vieții tale. Poate ți se pare excentric, extravagant, dar în realitate ai puterea de a simți pe pielea ta vocea universului. Ai încredere în talentul tău că vei ajunge la o iluminare spirituală. Chiar o sentiență. Veți vedea mai clar lucrurile. Da? Le veți vedea mai clar pentru că vedeți ce lumină luminează mintea aici. Vedeți lumina în mintea dumneavoastră, veți vedea lucrurile mai clar. Deci, nu sunt excentric, nici extravagant, dar aveți această putere să simțiți pe pielea dumneavoastră vocea Universului. Veți avea o iluminare spirituală, veți face o clarificare în mintea noastră, veți înțelege mai bine ceea ce trebuie să faceți. Da? În această lună vă va ajuta, vă va duce la această clarificare energiile și Universul. Să înțelegeți ceea ce trebuie să faceți pe mai departe, să luați puterea mâinile dumneavoastră, să decideți voi viața dumneavoastră, pașii următori și o schimbare fericită, cu bucurie. Nu vă lăsați aici. Aveți constanță că veți avea parte de reușită, vă veți afirma. Haideți să vedem. În relațiile de iubire, haideți să vedem ce vor să iasă pentru zodia Taur, ascendentul zodia Taur. Pentru zodia Taur, ascendentul zodia Taur. Ok, da, ceva s-a terminat aici. Sau va trebui să terminați cu ceva aici. Îmi spune că s-a sfârșit ceva, dar va fi un nou început. O creștere, veți crește, veți evolua. O schimbare, o eliberare, o tranziție va veni în viața dumneavoastră. Văd că cineva fuge de o dependență, de o relație dependentă, de frică. Da, a fost aici, cum ziceam mai devreme, anumite suferințe, lupte, secrete, disperare. Și acest lucru a dus la o pierdere. La un sfârșit, dar și în același timp pentru noi începuturi, o schimbare, dar v-ați eliberat de ceva anumite lucruri și vă e frică de intimitate și vă fugiți de o dependență sau de o relație, pentru că vă e frică să nu mai suferiți. Și văd că vă ascultați orgoliu, nu mai lăsați, nu renunțați la acel orgoliu. Deschideți-vă pentru a vedea ce vă aduce destinul, universul în viața dumneavoastră.
Haideți să vedem. Ok. Văd că veți primi, să știți, vă va suna. Cineva își va exprima iubirea. Veți primi mesaje de iubire. Cineva vrea să știe că vă gândește. Da? Deci veți primi, vă va suna, veți primi mesaje și cineva își va exprima iubirea. Da? Și își va transmite iubirea și vă va spune ceea ce simte pentru dumneavoastră și va exprima iubirea. Zice că să vezi, ori v-ați întâlnit deja persoana iubită, dar în această lună veți reveni la o persoană, vă veți împăca cu o persoană, vă veți deschide inima din nou acestei persoane sau veți întâlni o nouă iubire. Dar văd că veți fi cu o persoană și va fi perfect așa cum este, cum spuneau și îngerii mai devreme. Da, aici. Să aveți speranță și încredere că totul este perfect așa cum trebuie. Va reveni iubirea în viața dumneavoastră, să știți. Veți primi din nou mesaje de iubire. Și aici zice să vă vindecați, să vă vindecați chiar și durerea, suferința sau, cum să zic eu, să faceți o muncă pentru a vă vindeca umbra. Să vă apreciați mai mult, să vă focusați pe voi înșivă, că meritați, sunteți persoane speciale, să vă dați timp vouă, cum spuneam aici la Regina de Spade, vă veți face dreptate, vă veți ridica și vă veți face dreptate, da, și veți controla mai mult emoțiile sau cei al dumneavoastră. Vă veți focusa mai mult pe voi, dar în același timp văd că va fi cineva care își va spune iubirea și vă veți deschide inima acelei iubiri. Vedeți, este suflete pereche aici. Este o relație de suflete pereche, o conexiune de suflete pereche și veți ajunge la un acord. Veți face un angajament și un contract sau un parteneriat cu cineva. Da. Haideți să vedem. Foarte multă pasiune în viața dumneavoastră cu această persoană. Vă veți place cu această persoană, vă veți distra. Există chimie între voi și văd că este cineva care vă va urmări de la distanță sau chiar și pe rețele de socializare sau vă urmărește, vă încearcă să vă controleze pașii. Și spune aici că cineva e frică de abandon. Da, acum nu știu, ori dumneavoastră, ori persoana iubită, zice că în această relație e cuiva frică de abandon. E frică să nu fie abandonat sau abandonată din nou. Oamenii mei dragi, aceasta a fost etalarea pentru luna februarie, pentru Zodia Taur. Eu vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă aștept la etalarea zilnică. Vă doresc să aveți parte de iubire necondiționată, de lumină, de bucurie, de claritate. Vă iubesc și numai bine vă doresc. La revedere, sănătate, numai bine!